Ne uitați ce hal din vila care am făcut-o cu părinții mei. Uitați în ce hal locuiesc. Cu niște pături. Pături. Rupte de la lume care mi-a dat să mă învelesc. Frații Tănase, Alexandru și Lizeta au ajuns să-și trăiască bătrânețea într-un graj pentru animale, după ce fosta soție, a celui de-al treilea frate al lor, a intrat în posesia casei părintești. Cei doi susțin cu documente că locuința formată din două apartamente identice a fost construită de părinți în anul 1965 pentru cei doi băieți, Alexandru și Marin. Lucrurile s-au schimbat însă după moartea tatălui celor trei și după ce sora Lizeta s-a întors acasă, văduvă și cu un copil mic. Părinții, în 1965 casa făcută. Soțul meu a decedat, am rămas cu un copil de 9 ani, am venit aici, am făcut partajul pe casă, că eram moștenitori de pe urma lui tata. S-a împărțit. Ne-a dat de la primărie, pe cum că așa era, și cu terenul și casa, că data în primărie, că e casa lui tata și făcută de el. Și el... Și avea toți trei casa, în urma partajului, da, cum va reveni? Da, eu, știind că e casa făcută, două apartamente identice pentru el și pentru celălalt frate care e cu concubina, așa, eu am renunțat, am zis, eu renunț, pe bunăvoie, așa, gândindu-mă la tata, la dorința lui. Și apoi el, văzându-mă nenorocită și în situația în care eram cu un copil, mi-a dat partea lui de moștenire, cu vânzare, cumpărare. Cei doi frați susțin că de atunci a început calvarul dintre ei și fosta soție a fratelui lor Marin, cea de care bărbatul a divorțat și alături de care trăiește în continuare. Oamenii spun că, deși au documente care atestă că locuința a fost construită de tatăl lor cu 2 ani înainte ca Marin să se căsătorească, iar acțiunea de divorț dintre cei doi a fost înaintată la 6 ani, după ce fosta cumnată obținea partajul pe casă și o scotea la vânzare, instanța de judecată a dat câștig de cauză celei care astăzi a devenit proprietară pe mare parte din averea familiei Tănase. N-a controlat nimeni. Eu am arătat. Am dus adeverințe. Am dus tot ce s-a putut ca să fac dovada că e casa făcută de tata și că e cu 2 ani înainte de a se căsători el cu ea. Și ea a divorțat abia în 79. Contractul de vânzare-cumpărare e neanulat, l-am depus când m-am judecat cu ei. Cadastru neanulat. N-am mai putut, s-a bătut joc de mine cum a vrut. Potrivit celor doi frați Tănase, Alexandru și Lizeta, acum toți trei sunt pe drumuri, după ce instanța de judecată a decis ca locuința construită de tatăl lor să treacă în posesia Elenei Moraru, fosta soție a lui Marin Tănase. S-a făcut expertiza tehnică, sunt două apartamente care a aparținut pentru lui și pentru doi copii. Fratele nostru mai are și el din casă, parte din casă? Nu, terenul doar, mai are. Terenul de sub casă. Mai da. Așa, asta. Pe de altă parte, fosta soție a fratelui celor doi, Elena Moraru, susține tot în baza documentelor pe care le deține că locuința a intrat în posesia sa legal, în urma partajului făcut cu soțul. În plus, fratele Marin spune că locuința a fost construită de el în anul 1970 și nu de tatăl lor în 1965, așa cum susțin Lizeta și Alexandru. Casa nu a fost construită pentru dumneavoastră și pentru frate, nu, de tată? Nu, construiam eu. Păi și atunci terenul de ce nu vă aparține? Păi terenul e al lui tata, deci eu am construit casa cu soția mea pe terenul lui tata. Asta e casa construită de dumneavoastră, da, dumneavoastră și-a spune. În ce an? În 70. În 70 am construit-o. Casa a fost pusă de vânzare în gară, casa a fost pusă de vânzare în judecătorie, la Târgoviște. Nu s-a vândut în astea 30 de zile, s-a făcut comandament, s-a judecat în favoarea mea și a rămas... A fost problema noastră, familia mea. Și nici noastră nu mai sunteți proprietari. Păi nu mai e. Zanfir Lizeta la ora actuală e proprietară numai pe 27 de metri C1, adică clădirea numărul 2 anexă, și 2084 de metri pătrați. Prin urmare, în timp ce frații se ceartă și cu toții au rămas pe drumuri, singura câștigătoare este Elena Moraru, cea pentru care instanța a decis să devină proprietar de drept al locuinței pentru care se luptă cu toții.